Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video de genul Bobo încearcă sau Moldovean încearcă. Cum vreți voi să-i spuneți data asta, mai bine avem un joc, sau aș putea să zic un joculeț indie destul de interesant numit Pine, care pare să fie din poze ce am văzut, nu m-am uitat la trailere pentru că îmi place să văd așa un first impression, sau un first impression pe video și să vedem așa gen cu toții pentru prima oară despre ce este vorba în jocurile pe care le jucăm. Așa că am zis, bă, hai să fiu cu cât mai puține informații, intrăm în joc să vedem despre ce este vorba. Și mai mult dacă vă place jocul ăsta și nu știu, poate o să fie un joc demn de vreo serie, știți foarte bine ce aveți de făcut, nu uitați, dați cât mai multe like-uri apăsând pe butonul așa din descriere și hai să vedem despre ce este vorba în acest joc. Dăm pe New Game și să vedem care este treaba. Din câte văd eu aici în wallpaper-ul ăsta așa de loading screen, totul pare foarte drăguț și foarte bogat, aș zice așa. Să zic așa, cu niște creaturi foarte dubioase. I-am pus camera web acolo provizorie, adică sunt aici în chenarul ăsta provizoriu. O să ne mutăm în funcție de cum arată interfața jocului și în funcție de cum merg lucrurile. Ia să vedem. Deci asta e studioul care a făcut jocul. Jocul îl găsiți pe Steam. Dacă vreți să vi-l luați, este strict treaba voastră. Eu doar îmi fac treaba și să vi-l prezint. Ia să vedem care e treaba. Văd că zice hold to skip aia, hold E. Dar hai să vedem cinematicul, adică n-are rost să dăm skip, poate, na, poate e interesant. Arată binișor, să fiu sincer. Arată destul de binișor. Muzica e drăguță. Deci îi face prezentarea așa în mare a orășelui unde suntem noi, gen sătucul ăsta așa unde suntem noi. Și cine a făcut jocul, văd că avem aici. Gen, avem creditele la început. Cred că astea suntem noi, Hue. Hue, mai degrabă sus, Hue, nu Hue. Dar arată bine și arată, chiar vă zic, pentru joc indie arată chiar foarte bine. Asta vă zic că sunt eu, pentru că de obicei așa sunt prezentați caracterele astea principale, sunt prezentate astea caracterele. Ok, n-arată rău. N-avem nimic special pe aici. Se taie cumva imaginea? Nu, ok, am luat un grand cone. Ok, văd că putem sprinta. Animațiile nu sunt rele. Ok, văd că și putem sări. Văd că are un mic hâc când sari. Tot patinezi puțin și iau o chestie. Dar arată binișor. Ok, ia să vedem ce zice tanti. Ah, vorbesc într-o limbă de aia de Sims. Ok, we're almost done with the preparation. Ilma and Edwin ask for some more resources for the treehouse. I would like to ask your brother, but I can't find him anywhere. Deci să-ți găsim pe fratele nostru. Deci mai trebuie mai multe resurse pentru nu știu ce casă din copac sau ceva în genul ăsta. Și acum trebuie să găsim pe fratele nostru, care cel mai probabil văd că e la doi pași depărtare, și că nu-l găsește. Destul de ciudat. Right on time. Mamă, ce prim plan pe piciorul ăla. We wanted to call the treehouse done, but the rocks it stands are brittle. We wanted to consult with Gray, but he don't listen. Could use some more stiff rope and stuff cloth from for extra fortification. Obiția obosit, nu citește prea bine în seara asta, sorry. Bine, seara pentru voi dimineață, dar înțelegeți la ce mă refer, tot pe mine depinde că nu-l pun. Jerry, a zis Gary, cred că o să fie citire aici, cum trebuie. Should be able to help you with the marrow and stiff rope and I believe Luia was folding with some stuff cloth near the washing spot. Deci noi avem de găsit niște ingrediente ca să facem cumva baza copăcelul ăsta de aici, baza casei din copac să fie cât mai țapănă, pentru că au zis că baza nu e foarte țapănă și vor să găsească ceva încât să facă totul mai țapănă. Deci avem ceva pe X, văd că avem ceva pe Q ca și abilitate. Ia să vedem să ce ne dă aici. Well, be busy, how can I help you? Ah, I'm nevoie de stiff rope, even more stiff rope doesn't go in tree. Well, you know what I mean. Tree house is not stable, they said. Nonsense, our house is a stronger never. Ok, but if they insist. Busy with operation. Ok, deci găsesc în crate-ul de acolo, super. Și ce, you receive an idea. This concept of items can be created yourself. Ok, deci am obținut o idee și putem să craftăm singuri ce avem noi nevoie. Ok, am luat lemnul. Să ne găsim stiff rope de ăla. Ți-e mai încolo, cred. Deci vă spun că iei tot felul de materiale și încep să craftezi lucruri. Deci e un fel de crafting game până la urmă. Dar bă, că ai și viață și alte alea. Deci mă gândesc că o fi ceva. Ok, am luat lucruri de aici în caz de orice. Hei!
Hey, Hugh. I need a stuff cloth. I'm too busy staying as long as I'm afraid, but did anyone teach you how to make... Nu, nu știu să fac așa ceva singur. Și acum ne arată că cum să le facem singuri. Ia să apăsăm E. Sau escape. Escape, așa. Goals. Stuff cloth. Crafting aici. Asta e stuff cloth create. Folosim de-alea. Aici putem să facem singuri. Ce tare! Am făcut noi singuri toate chestiile astea. Ce tare! Ok, acum avem materiale de care avem nevoie și ne putem întoarce acasă. Zici că e un fel de Minecraft, dar... Alea că mai... mai polished, nu e pixelat și nici nu e cub. Pare destul de drăguț jocul, sincer să fiu. Scuros acum cum o să... evolueze acțiunea, știi? Deci poate avem... combat sau ceva. Thank you, Hugh. Let's hope this will do... does the trick. Ok, perhaps it's time to explore the lands below. Cred că zice să mă duc eu jos. Let's wrap and have the ceremony. Am zis că trebuie să găsesc pe ăsta și să-l aducem și pe ăsta la ceremonie. Scru, ce fel de ceremonie pregătesc băieții ăștia și ce vor exact ei să facem? Cred că ce am vrea... văd un foc încolo. Înseamnă că o să mergem probabil la explorat încolo. Zic care-i treaba. Hei! Ce față are? Deci că e Tyler One, dar că nu e chel. So I retreated for a bit. I think it just spawned another white slimy creature below. White slimy creature? What the fuck? da, bobiță, lasă asta. Hai că avem treabă cu ceremonia. Hai să vedem. Remember that strange construction I found and I told you about? I think I have an idea how to open it. Ok, ceva construcție dubioasă. Ceva îmi spune că o să pornim un fel de dezastru cu nebunia asta, dar hai să vedem. Vom vedea asta. Tot băghind asta aici și mă disperă. Îmi place totuși cât de curat e jocul și cât de plăcută e interfața, să fiu sincer. Putea să fie ceva destul de dubios, dar na. Să merge chiar mai bine. I knew it'd be interesting. Well, I'm doing this for you. Gab, sub, nu știu ce, over there, ok. Să luăm niște de-astea ce-o fi. Stai în fel de, while adventure, you always keep an eye on your energy, everything you'll do will deplete your energy, but little by little, it's little vital, așa. Deci hai să mâncăm și de pe Q mâncăm chestii, să luăm mai multe. Și presupun că, nu știu cum îl pun. Hold Q to pin a, așa. Super! Ok, acum ce facem, alright. You'll be back while I was even turning ancient head. Ok, super. Hai să vedem care-i treaba. Scuze că dau skip așa repede printre ele, dar... e enervant când e doar text și pur și simplu doar așa trebuie să citești. Ok, nu mi-am luat damage, am scos să-mi iau damage pe acolo. Ia zi, bobiță, ce vei să-mi arăți tu pe aici? Alright, this it is. I cleared the way. There's some bushes I found, așa... Să arunc chestia acolo, hold my slingshot. Oh! Nu doar baletă. Oh, poți să ai și o sabie, vă, că și un fel de praștere. Baletă, auzi la mine, deșteptule. Use right mouse to draw X. Ce tare. Ce șmecher e. Seamnă un fel cu Zelda, știi? Let's see what we find. Ta, bă, te... Bă, este nebun ăsta. Vede ce nebun e. Am crezut că intrăm așa de drept, dar aparent să intrăm într-un fel de instanță diferită. Cine știe? Ok, ceva pe aici dubios. Asta se bate cu ceva aici. Ce faci, mă? Check it out, Hui, looks like a real adventure tool. There's another one, you should grab it. Oh, sabie. Oh, shit, son, avem sabie. Ce faci, boss? Sigur, you look really powerful. Ok. Ok, deci light attack. Hold. Fix ca Zelda, lol, e făcut fix ca Zelda. Can keep between attacks. Era cam dubios. Or combine with dashes and seeing endless possibilities. Stai, mă! Cercam să înțeleg asta, check this out. Ce faci, mă? Am murit. Bravo, dam. A reușit să te omori. Ceva, bă, acolo.
Are you alright? Lost my balance. Oh my god. Left, left, right. Diaz, left, left, right. Ah, presupun că are treabă cu asta, așa gen. Left, left, right. It worked. Ah, smart. 5000 IQ. Ia zi mă, bulangiule. Am trebuie să mergem la nebunia aia de ce-o fie acolo, see some food if you have any. Can get going, ok. Dar n-ar trebui să mergem la ceremonie? N-ar trebui să mergem la ceva ceremonie dubioasă, să vedem care e nebunie pe acolo, nu? Ok, bine, înțeles. Nu merge la ceremonie. Oh, ce e aia? Consiliu de evrei acolo sau ceva. Nebunie. Stai, înțeles, stai, înțeles, trebuie să rezolv aici ceva. Aici vă spun că, așa, nu pot să dau atacuri. Ce nenorociți. Ok, zic aici, ăsta e Batman. Consiliu de ceva. Ia niște oameni, îi trimite în pădure, iar acel om mare pleacă dintre ei. Check this out, hu? Hu? This figure looks like humans. This is a tall one. It must be an adventurer who came from the out. Point again at some point. Okay, there could be humans on our cliff, on our ancestors. Pare să fie ceva genul o poveste de asta, gen voi ăștia stați fraierilor aici, eu să stau mai mare și mine acolo. Humans were in the out at some point. A, deci cumva ăștia n-au părăsit zona asta sau care e ideea? Should hurry a ceremony. Go ahead, I wanna stay this longer. Bă, o să fie cam nasol, da fie. Cel puțin cred că o să fim descoperit și o să-mi comenteze cineva ceva. Da fie, mamă ce crank acolo. Manietă. A, e și o bară de sprint, adică nu poți să sprintezi la nesfârșit, știi? Energize. Nice. Bă, destul de drăguț jocul, dar nu prea are o atmosferă. Asta lipsește foarte mult, o atmosferă așa. Aaaa, busted. Oh, no. You. Cuvânt lung. Oh, no. No, you should never leave the perimeter. Nebnim, mala. Meren de pechet, ce carib. Ok, scuze, ce fel de ceremonie vrea să fie acolo? A, suntem frați, ok. Bine, am să chiar vreau frați, am dat. Ok. Adică asta aș vedea ca un joc super distractiv pe Switch, de jucat pe drum sau ceva. Știi, adică are bonus de aspect, de optimizare și de mecanici simple, dar destul de distractive, dar sincer să fiu, atmosfera lipsește foarte mult și unele lucruri parcă sunt puțin cam tălâmbe. Alright, now they're finally here, let the ceremony can begin. Thank you. As tradition, I'd like to thank everyone for their efforts. Took a bit more use resources than usual, but we did it again. Our house stands tall and strong. We shall continue to expand our village. Our next shall stand next to this one, even bigger and beautiful. So we're fast. Okay, ăștia care au făcut casele. Să înțeleg că ei nu se pot extinde prea mult decât pe vârful muntelui sau ceva și din cauza asta, de fiind o orășel deja mare. Ai fost tu. Timp pentru tocană, boys! Scuze să acum ce o să facă băieții ăștia, că... Na. Drive to... Ok. Another wood around the house, ain't that creative? Stai că se întâmplă, adică era și caz să se întâmple ceva nebunie. Oh, s-a surpat. Dacă doar a zis, mă, că e piatra foarte nașpa. Bă, l-o, dar pică muntele, ești nebun? Pa, frate. Frate, mi s-a făcut una cu bolovanul și, pardon, una cu copacul. Am murit și eu, gata? Am terminat jocul, băieți. Mi-a luat 15 minute. O, sunt viu, ce e aia? Cred că am căzut, gen, la baza muntelui sau ceva.
Și acum dăm de creaturile care erau acolo jos, pe care noi nu le-am cunoscut niciodată. Eu, what the fuck? Ce pal mi-a pușcat. E cineva acolo. Oh my god, e un șoarece. Un șoarece gigantic, what the fuck? Oh, you come from above, have you not? I did always have a hunch something must have been brewing up that cliff. Never did I dare imagine there only be humans. Dangerous place, that cliff. Here, we call it an unstable cliff for a good reason. I can imagine the shock, fella, but you're not dreaming. Both of us might be trapped, follow me. Okay. Suntem prinși pe aici, ceva de genul ăsta. Și ne-am picat de pe munte, gen. Ah, ok. Cool, cool. Putem intra în apă, putem înota. Ok, avem animații de not. V-am spus, asta aș vedea ca un joc destul de interesant. Fel de Zelda cu Minecraft combinat. I had the bad luck of being here when the rumbling started. I'm sorry, who are you? The name is Oth. Ok, îl cheamă Oth pe băiatul ăsta. Are probleme cu podul. Trebuie să găsim niște marrow, stiff rope for the bridge and some food from nu știu ce. There's something in the blockade. Ok, deci trebuie să găsim diverse chestii. Stiff rope, trebuie să facem stiff rope. Stai așa că știu să fac de astea. Ai, trebuie stiff rope. Facem rost să facem și stiff rope. Mă, ce facem aici? Crafting, stiff rope, rope așa. Și carant. A, asta e carant. Nice, dar trebuie marrow wood. Și marrow wood. Nice. Gather the resources, le avem acum. There you go. Neither of us are strong enough to actually rebuild this, but I can find someone who can. Here's something. Let's go inside the cave called Explosive Keg. It's not subtle, okay, nu e stealth treaba, am chiar înțeles, nu e subtilă. Ok, hai să vedem ce reușim să facem aici, boys. Explosive tripwire, can deploy a certain, ok. Stai un pic. Stai, și cum îl pun? Use the keg to enter the cavern. Ah! Și presupun că mă duc așa. Nebunie! Fac mai zi dacă avem și inamici, știi? Adică sunt curios că până acum n-am avut inamici. V-am spus, destul de drăguț jocul. Chiar pot să zic că sunt destul de uimit. Nu mă așteptam la așa ceva. Ok, stai puțin. Aaa, ăla-i liftul. Stai mă, bobiță atunci, dă înapoi. Nu spune de ăsta, n-am știut. Stai că muniția o am infinită, cred. Doar energia, știi, să fie infinită. Așa. Cumva controlele mi se pare semi-familiare cu alte jocuri ce am mai jucat eu, știi, adică F pentru kick-uri și tot așa. Oh, e o creatură acolo, e un fel de salamandră dubioasă, ok. Oh, cum am spus, îmi place designul, e destul de bine pus la punct. Doesn't seem friendly, I wish it was here. Da, mă, frate, tu nu știi nimica. Frate, un tembel. Ah. Oh my god, Dark Souls? Oh shit. Hai că l-am bătut, puteam să dau fâc ca să-l rezolv. Dăm loot, bâzdăganie! Ce-a pământ, nu-mi dă loot. Ok, am crezut că-mi dă și mie ceva măcar, mi-a dat așa gen speranțe și vise. Ok, ce e asta și cum o rezolv? Ok. Chestia aia nu funcționează cum speram. Nu știu, hai să dăm aici. Da, dar pe aici am venit, mă. Stai un pic. Deci dacă noi am venit pe aici. Și practic cumva aici trebuie să vedem ce rezolvăm. A, trebuie un item pe aici, cred. Da, cred că trebuie asta. Aha! Puzzle-uri! Bom! Nebunie! Bă, sună tare, ok, ok. Cine a făcut jocul ăsta a făcut o treabă bunicică. Mă uit după item, știi? Cred că dacă poți să găsești armuri sau iteme, gen, pentru tine.
Deși am văzut că aveam în inventar, gen armura mea și astea, adică uite dacă ne ducem aici și avem equipment, puteam să le schimbăm pe astea. Și asta cred că e ceva tare, să vedem ce putem face mai încolo pe chestia asta. Deci de cocoțavă că nu cred că ne putem lipi de pereți sau ne cocoțăm de copaci sau ceva. Aici văd că e ceva distrus. Share your story with a man. Ah, pe aici ajungi la noi. Lol. Apăsai-mă puțin că le dau spargere aici la astea, să le fur toate căcăturile alea, știi, gen. Ia dați-mă lucrurile voastre cu așa, de acum nu vă mai trebuie nimica. Firați voi de râs să fiți. Adică ce pana, îmi trebuie toate itemele de aici, să fac și eu treabă. Nice. Ok, acum mergem în oraș să vedem care e schema. Cred că ce-a mai rămas din sat ăla, că săracul... Pss. Deci niște moss de ăsta că o să am nevoie. Încăm niște... Hai să-mi pun niște... Manageriană de ăsta așa. Mai bagă una. Mamă, dar s-a făcut terș pe aici. Ăla mai trăiește? Mai e ceva de capul lui? He dead? Adică nu văd să fie mort sau e mort. La... e mort! He died. Mother Mercy, you are safe. We thought we were lost for the moment. Are you hurt? I'm fine, a bit hurt. I feared as much. Did it hurt you? No. Very kind of help me get back in here. Where is Aman? Ludwin and Jan didn't survive and neither did he. Oh no, my brother! He jumped away. Oh, nu l-au găsit! Frate, mi lipsește, dar el alții n-au reușit. Man is strong, I guess. Find a man, just look out. Ok, unde trebuie să mergem? Jos încolo, ok. Fost interacțiuni cu toată lumea acum, deci... Ceilalți au avut accident și au murit, desigur. I-au îngropat în mijlocul satului pentru că e de grozavă. Sincer, chestia asta putea o leacă reevaluată, dar hei. Nu sunt eu aici, directorul jocului, nu zic dacă el e aici. Nope, he's not here. This is a map, it's going to the map, it's going to the whole world. Hurts. Și cred că de aici începe aventura noastră. Bă, sincer, nu știu părerea voi despre joc, dar pare chiar destul de drăguț. Scroți mai încolo cum se schimbă. În sensul, cum am spus, ce fel de item e și ce fel de chestii. Please come back to the town, we know what you're going through. We have to rebuild, we need to everyone's help. A man will help too. Așa disperat să rămână pe muntele ăsta de căcat, vă, că... Și vor să moară ca fraierii pentru că li se dărâmă muntele, știi? Asta e destul de aiurea. Noi vrem să rămânem pe munte, că suntem fraieri. Și acum, intro, pain, dacă nu dai paine degeaba, eram sigur. Bună treabă, boys, bună treabă. Good job, boys. Am avut încredere și încrederea mea n-a fost zdrobită, ceea ce e perfect. Ce avem aici? Ieșim? Gata, ne ducem în lume? Nu să dau skip ca să trecem în lume. Da, deci efectiv ne dăm lume. First hunting stand, find Oth, avem o hartă, asta e harta lui Aman. Ah, deci ăsta e un fel de, hai să luăm așa la grămadă cu toate chestiile, un fel de Horizon Zero Dawn cu Zelda, cu tot felul de alte bâzdgănii, cu Minecraft, pentru că craftezi tot felul de drăgi. Bine, Minecraft nici chiar nu poți să craftezi chiar case sau ceva, dar ca și idee, știi, adică e crafting de la acolo. Și uite câte nebunii sunt pe aici, îți curioși ce fel de creaturi mai găsim ca să le... Le aranjăm noi una, cum s-ar zice. What the fuck, dodos? Pieiți, demonilor! Stai, dă-mă și tu cu praștea ca deștept în pana mea. Am încercat. Bă, destul de tare. Dar noi, oameni buni, cred că o să ne primim aici cu acest minunat video din Pine. Așa că dacă vă interesează jocul și nu știu, vreți să vi-l luați, să-l găsiți pe Steam. Sau dacă vreți să facem mai multe videouri cu el, să încercăm mai mult sau să mai încercăm pe streamuri sau ceva. Știți foarte bine ce aveți de făcut, lăsați voi cât mai multe like-uri și comenturi. Iar noi o să ne auzim cel mai probabil în videoul următor. Așa că aici a fost Bob și ne auzim data viitoare. Hai, pa, pa!